cât de importantă este punctuația. Pe Gălățeni, o virgulă i-a costat 600 de milioane de lei vechi. Curtea de conturi a constatat două lucruri absolut grave, cu iz penal și care vor face până la urmă obiectul unor intervenții a organelor abilitate. Unu, la Direcția de Finanțe, o contabilă și-a însușit aproximativ 600 de milioane de lei vechi, mutând niște virgule. Deci, prin fals și uz de fals. O altă neregulă constatată de reprezentanții Consiliului Județului în timpul mandatului lui Eugen Chebac este legată de contractul încheiat de ordonatorul de credite și o firmă de construcție care trebuia să efectueze lucrări de reabilitare și modernizare a arterelor rutiere din municipiu. Președintele CSJ Galați, Nicolae Bacalbașa, susține însă că lucrurile au existat numai pe hârtie. La construcția din spatele Consiliului Județean, tot Curtea de Conturi a descoperit lucruri grave cu plăți efectuate pentru lucrări neefectuate, cu încălcări grave ale disciplinei în construcții, deci cu modificarea proiectului, care la ora actuală fac obiectul unei investigări din partea noastră și dacă sumele sunt extraordinar de mari, le spunem, până în momentul de față și care sigur că vor merge în justiție. Suspiciunile vis-a-vis de existența unor nereguli au apărut în momentul în care, la doar o săptămână de la începerea lucrărilor, constructorul a trimis pe adresa Consiliului Județului o notă de plată în valoarea de 700.000 de lei, ceea ce reprezintă mai bine de jumătate din valoarea totală a contractului.